Mă rugăm, domnule. Mulțumesc frumos și felicitări școlii și întregului sat pentru frumoasa sărbătoare. Am înțeles că este nu numai hramul școlii, ci și hramul satului Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Și să trecem acum la fapte, cum spunea domnul director. Am avut în școală un concurs de cultură generală și un concurs de cunoștințe pe teme europene. Acum sunt niște premii care au fost acordate de Centrul Europe Direct. Doamna profesoară va citi numai primii trei, dar toți cei care au concurat vor primi câte un mic premiu. Și să vedem cine sunt. Premiul întâi. Deci, premiul întâi. Petra Georgiana, clasa 5-a. Petra Georgiana, clasa 5-a. Felicitări, Georgiana. Premiul 2. Vișan Andrei. Vișan Andrei. Clasa 5. Tot din clasa 5. Felicitări, Andrei. Și premiul al treilea. Ișcar Alexandra. Ișcar Alexandra. Clasa 5. Tot din clasa 5. Felicitări, Alexandra. Ești băiat acum, astăzi. Și în continuare a mai fost un concurs la care un concurs ceva la pe un plan ceva mai mare, pe un plan județean, este o activitate care se cheamă I Like EURES, adică îmi place portalul EURES, este un portal de găsire a oportunităților de a găsi un loc de muncă în România și în Uniunea Europeană. Aici copiii din Voronezh au venit cu niște desene pur și simplu extraordinare și ca atare juriul a decis acordarea unor premii. Voi citi numai lista, premiile sunt într-o trăistuță acolo și sunt foarte drăguțe. Damian Gabriel, clasa 5-a. Georgiana Petraș, apare din nou, se pare. Danile Ilona. Hagiu Alexandra. Danila Andrei. Pinteala Andreea. Stoican Florin. Marițanu Sebastian. Dăncilă, probabil, din nou, Angelica. Danila Angelica. Și, în sfârșit, Sandu Iulia. Ei primesc fiecare câte o cutie de creioane colorate, iar organizatoarea va primi un MP3 player și concursul nu s-a oprit deocamdată aici și va continua și invit și pe alții domn profesori sau elevi să participe pentru că e pe premii, e pe bune. Voi mai anunța aici, avem redactorul șef de față al revistei Buzz, care este editată de Centrul Europe Direct, este domnișoara Ioana Matveev, care, printre altele, are și o funcție importantă la primăria municipiului Botoșani. Este foarte activă pe internet și vă sugerez să colaborați cu ea și iarăși să vă lăsa cu premii și cu posibilitatea de a publica și a vedea mai ce efecte are să publici într-o revistă scrisă. De asemenea, felicităm încă o dată pentru apariția acestei publicații și vom lansa cu această ocazie, nu mai stau să arăt, o mică foaie volantă despre noua politică europeană. Vom vedea că sunt foarte, foarte multe lucruri interesante pentru cei care sunt în mediul rural. Și, în sfârșit, am văzut o expoziție nemaipomenită. Fotografii care au venit de la Clubul Fotografilor din Botoșani au fotografiat în amănunțime toate lucrurile pentru care, pentru dumneavoastră, par obișnuite sau simple. Dar sunt sigur cele mai bune. Și, la sfârșit, dacă se va constitui un juriu, vom acorda și acolo niște diplome și niște premii. Vă mulțumesc tare mult! Doamne ajută în continuare la desfășurarea acestei frumoase acțiuni! Mulțumim foarte mult domnului Radu Călfănean, reprezentant al organizației Europe Direct. Apelez la răbdarea dumneavoastră pentru a urmări sceneta Iedul cu trei capre. Aici am premii. Da, mulțumim frumos. Cardul.